Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vreau să vă propun un parcurs de învățare utilizând resurse educaționale deschise pentru disciplina geografie clasa 8. -a. Ce vom face mai exact? Pornind de la programa școlară în vigoare, vom construi planificarea calendaristică și planificarea pe unități de învățare, vom identifica redurile realizate de experții din echipa disciplinei geografie pentru fiecare conținut din programa școlară și vom pune un cod QR de acces la fiecare dintre materialele propuse, astfel încât să aveți pentru fiecare săptămână cel puțin o resursă educațională deschisă pe care să o puteți utiliza la clasă. Să începem! Pentru săptămâna întâi, eu mi-am propus atunci să fac recapitularea și evaluarea inițială, așa că voi evolu evalua toate competențele specifice din programa de geografie clasa 7. Pentru acest lucru am la dispoziție toate redurile pentru disciplina geografiei clasele 5-7 de pe canalul Educre Gimnaziu, pe care îl puteți accesa scanând codul QR din partea dreaptă, și toate materialele din playlistul Geografia Continentelor de pe canalul de YouTube lecții geografie geografic clasă care mi aparține și pe care puteți să-l accesați acest playlist scanând codul QR din partea dreapta a ecranului de jos. În săptămâna a doua, în cele două ore pe care le-am alocate, voi discuta cu elevii despre poziția geografică, elementele definitorii și consecințe, respectiv statele vecine, încercând la această lecție să dezvolt competența specifică 2.2, explicarea fenomenelor și proceselor geografice utilizând reprezentări grafice și cartografice și în acest sens am o resursă educațională deschisă realizată de unul dintre experții, cred, la fel și la România, țară carpatică, dunăreană, pontică și centrală europeană. În săptămâna 3 voi aborda temele relieful, caracteristici generale, respectiv unități majore de relief munții Carpați, pentru săptămâna 4, -a, câte o oră voi aloca carpaților orientali, respectiv carpaților meridionali? Săptămâna 5, -a, carpații occidental, respectiv depresiunea colinară a Transilvaniei? Iar în săptămâna 6, -a, cele două ore le voi aloca recapitulării din relieful României caracteristici generale, munții Carpați, depresiunea colinară a Transilvaniei și am și un test de evaluare în acest sens pe care îl puteți accesa scanând codul QR din partea dreaptă. Apoi, în săptămâna 6 a discut cu elevii despre subcarpați, podișul getic și podișul mehedinți. În timp ce săptămâna 8 a discut cu ei de unitățile de relief aflate în partea de est a țării noastre, unitățile de podiș, podișul Moldovei, respectiv podișul Dobrocei. În săptămâna 9 a trec la câmpii, discut despre câmpia de vești și de respectiv câmpia română iar săptămâna 10 -a despre Delta Dunării și platforma continentală a Mării Negre. Alocându-mi cele două ore din săptămâna 11 pentru recapitularea și evaluarea din unitățile de deal, podi și câmpie ale reliefului țării noastre. În săptămâna 12 -a, trec la o aplicație practică și vom învă învăța pe elevi cum să realizeze profilul reliefului sau altitudinilor în Google Earth Pro. În cea de-a doua oră a săptămânii cu numărul 12 trec la următoarea unitate de învățare, la clima. Clima României, prima lecție, factorii genetici. Apoi, elementele climatice și particularitățile climatice regionale în săptămâna 13. În săptămâna 14, în prima oră, fac recapitularea și evaluarea din clima României. În cea de-a doua oră, acele săptămâni, trec la apele, la hidrografia României și încep cu Dunărea. După care o să continui cu râurile interioare, apoi lacurile și apele subterane, fiecare dintre aceste teme, având câte o oră alocată. În săptămâna 16, a deja în modulul 3, voi discuta despre Marea Neagră, după care, în cea de-a doua oră, voi face o recapitulare și evaluare din România: apele, și am un test de evaluare în Google Forms în acest sens. În săptămâna 17, trec la vegetația, fauna și solurile și discut despre stepă și silvostepă, despre aceste două zone biogeografice, în timp ce în cea de-a doua oră, săptămâna 17, discut despre zonele de pădure și vegetația zonală. În săptămâna 18 -a, discut despre elemente de geografie a României, ape, climă, vegetație, animale și soluri, dar încerc să văd care sunt um, regulile de comportament în cazul producerii unor fenomene climatice, hidrografice sau biogeografice de risc. În timp ce în cea de-a doua oră trec la evaluare, recapitulare și apoi evaluarea cunoștințelor din această unitate de învățare. În săptămâna 19, -a, trec la o nouă unitate de învățare, cea referitoare la populația țării noastre, și încep cu elemente și structuri demografice, apoi continui cu așezările rurale. În săptămâna 20, -a, prezint așezările urbane, respectiv caracterizarea geografică a orașului București și altor mari orașe din România. În săptămâna 21, organizarea administrativ-teritorială a țării noastre respectiv aplicații practice referitoare la acestea și o să aloc aplicațiilor practice și discutării pe baza graficelor și construcția de, de materiale grafice utilizând instrumente tig timp de 3 ore, și anume o oră în săptămâna 21 și 2 ore în săptămâna 22. Și am și 3 reduri pe care le propun în acest sens. Pentru a analiza și a construi materiale grafice referitoare la statistica populației țării noastre. În săptămâna 23, recapitulare și evaluare din populația așezările omenești și organizarea administrativ-teritorială a țării noastre. În săptămâna 24 -a, trec deja la economie și încep cu agricultură. În prima oră discut despre fondul funciar agricol potențial și valorificare, apoi despre regiunile agricole cu elementele lor specifice și pun aici accentul pe cultura plantelor. Următoarea oră punând accentul pe creșterea animalelor. În săptămâna 25 -a, de a doua oră recapitulez și evaluez din agricultură. Apoi în săptămâna 26 -a, trec la industrie și încep prin a vorbi despre resursele naturale și valorificarea acestora în țara noastră, apoi despre industria energetică și a energiei electrice, în săptămâna 27 despre industria construcțiilor de mașini și alte ramuri industriale, după care în cea de-a doua oră acele săptămâni fac recapitularea și evaluarea din industria României. În săptămâna 28 discut despre căile de comunicații și transporturi în prima oră, despre comerț și turism în cea de-a doua oră. În săptămâna cu numărul 29, vedem aplicații practice și studii de caz despre activitățile economice în localitatea, județul natal, valorificarea resursele alternative de energie, potențialul turistic al județului, rolul căilor de comunicație în dezvoltarea economică și eu aici propun resursa educațională buget de călătorii, care are două părți și este încărcată pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu. După care, în cea de-a doua oră a acelei săptămâni, 29, fac recapitularea și evaluarea din economia României. În săptămâna 30 discut deja despre regiunile din țara noastră, diferenție regionale, regiunile geografice pe baze naturale, apoi în săptămâna 31 continui cu aceeași unitate de învățare și fac aici recapitularea și evaluarea. În timp ce în cea de-a doua oră, săptămâna 31, trec la următoarea unitate de învățare și discut despre calitatea mediului înconjurător în România, evoluții recente. În săptămâna 32 continui cu aceeași unitate de învățare și discut despre resurse, populație și elementele dezvoltării sustenabile, respectiv despre caracteristicile ale mediului înconjurător, aici și o lecție de recapitulare și evaluare și putem să ne folosim de resursa educațională colectarea selectivă a deșeurilor în România pentru a face această recapitulare și chiar a evalua unele dintre competențele elevilor, respectiv competența 4.4 din Programul Școlar la Disciplina Geografie, clasa 8-a, identificarea soluțiilor de protecție a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat în contextul dezvoltării sustenabile. Trei săptămâni mai elevii de clasa 8-a, în săptămâna 33-a, discutăm despre valorile naturale și culturale ale României, iar aici eu vă propun redul parcuri naționale și naturale din România, apoi România ca membru ONU, NATO și UE. Sigur că o să facem recapitularea și evaluarea și din această unitate de învățare folosind unul de manualul de geografie clasa 8 -a, a editurii Artlet publicată la București 2020 autorilor Silviu Neguț, Carmen Camelia Rădulescu și Ionuț Popa. Puteți accesa varianta digitală a acestui manual la pagina 122-123 scanând codul QR din partea dreapta a ecranului după care ultimele trei ore din acest an școlar, 2022-2023, le aloc recapitulării și evaluării sumative. Și aici ne putem folosi de toate redurile pentru clasa 8 -a la disciplina geografie de pe canalul Educre gimnaziu, dar și de toate materialele video din playlistul Geografia României de pe canalul de YouTube Lecții Geografie Geographic Classes. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest material în construcția parcursului de învățare și a planificării calendaristice respectiv pe unități de învățare la disciplina geografiei clasa 8 -a, în anul școlar 2022-2023, în care activitatea noastră este structurată pe module. Și până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!